Salutare, dragii mei! Suntem acum în aeroport, la Chișinău. Cum credeți? De ce fac eu acest vlog? Deoarece plecăm iarăși la un concert. Plecăm la Tradițional 2, alături de iubita artistă Andra. Încă o dată mulțumesc dumneiei pentru această invitație și pentru posibilitatea de a mă recunoaște în lume, pentru posibilitatea și oportunitatea care mi-a oferit-o ea să calc pe așa scene mari. Cum v-am mai spus, începem un nou vlog foarte, foarte frumos. Plecăm în Stuttgart. De aici, din aeroport Chișinău, avem escală la București, Otopeni și de acolo în Frankfurt. Iată așa cam suntem și cred că o să fie un vlog foarte frumos și un vlog bun. Noi trebuie să mai așteptăm aici cu mama încă vreo 2 ore jumate în mașină, în parcare, și deja o să vă arăt și treaba acolo în aeroport. Suntem în avion, mergem cu compania Tarom. Acum o să decolăm. Ce nu vreau să spun multe cuvinte, ne vedem cu bine la București. Gata, am ajuns la aeroportul Henri Coandă, la București. Am mâncat un pic, ne-am odihnit și acum așteptăm să intrăm în avion ca să ne ducă repede, repede, repede în Frankfurt. Și ne vedem acolo. O să vă mai arăt niște momente frumoase pe timp ce zburăm. Nicule, unde ți-ai la galben al tău? Ce, când că-l aștept. Te-am bătut de te-am rupt. Păi ce e? Andra, hai să nu vorbim la la băiat. Haide. Păi cât ai zis că l-a rupt din avion, mă duc că nu era mă unul.
atâta era el caz. N-a vorbit, ce-a fost? E, n-a vorbit, ne-a zis tu, fa prostii spune. Poate m-am dragostit, nu știu și cu mine, cum are mai vrăjit gândul e la tine, căci eu parcă am orbit când doar despre tine. Am cântat despre vocea ta și mai ales despre mama mea. Știi bine, lume multe mă chema la sărbători cu paharele toate pline. Îmi cunoști vocea mea dintr-o mie și la joc mă pricep. Nu-mi e rușine, dar de-o bucat de vreme pe unde veselie, cântecele mele numai despre tine. Poate m-am îndrăgostit, nu știu și cu mine, cum are mai vrăjit gândul mie la tine, căci eu parcă am orbit când doar despre tine. Poate m-am îndrăgostit, nu știu și cu mine, cum are mai vrăjit gândul mie la tine, căci așa, noi acum ne îndreptăm spre camera noastră cu numărul 310. Hai să vedem cum e. Aici în Stuttgart. 309. Și iată camera noastră 310. Mamă! Ia și frumos. Baia. Nu știu dacă se vede. Eu. Și atât pătucul nostru. Da. Frumos. Iată aici o să dormim, noi o să trăim 3 zile. Iau! Salut! Noi suntem în hotel, deja avem vreo 3 ore aici, am și dormit, după cum vedeți. Mama, și ce faci, mama? Coș. Ce coș? Nastul și-mi prind haina. Să pregătești haina pentru mâine, da? Uh-huh. Este ora 7:30, noi la 8:15 trebuie să fim jos la recepție, să mergem în autocar, să mâncăm. Ne ducem la cină, iarăși la restaurant, abia aștept să văd sala de mâine, mergem tot la o arenă, o să fie de peste 4-5 mii de oameni. Și încă o dată mulțumesc, Andrei, pentru așa o posibilitate de a mă promova, de a arăta la lume ce pot eu. Am fost la cină. Iarăși la acel restaurant a fost, nu știu, cu mâncare foarte bună. Ce, eu vă zic noapte bună, ne vedem mâine dimineața. Pa, pa! Bună dimineața! Noi ne-am trezit și acum mergem la micul dejun. Iată așa sunt îmbrăcat eu, scriți în comentarii cum vi se pare. Iată și mama s-a pregătit, da? Da. Totul e bine? Da. Astăzi este ziua cea mare, ziua în care vom cânta, ziua în care va fi concertul tradițional 2 în Germania, la Stuttgart. Așa că cei care ați cumpărat bilete, să știți că o să fie un concert extraordinar. Și ne vedem la micul dejun. Iată și mâncarea noastră pe astăzi. Poftă bună mie! Am mai stat puțin în hotel și acum mergem la probele de sunet. Când ajungem acolo, vă arăt tot cum arată.
Oi, băieți, ești pregătit? Da. Super! Cabinile acolo, acolo sunt? Acolo sunt. Aici? Da, da. Ia să vedem. Doamne Mioară, am vorbit eu cu... Cu cine? Cam asta a fost proba de sunet. Iată, am primit aici un... Așa să arăt că sunt artist la Andra, aici la tradițional. Cam așa arată camera noastră. Uitați-vă! Ce condiții! Ce condiții! Că avem și o mamă bună aici, da? Da, trebuie să stăm aici, să avem și o masă, cred că, și curând să înceapă concertul. Concertul este seara, la ora 7:30. Vă așteptăm cu mare drag! După probele de sunet, mergem să mâncăm. Salut, Eva! Cam așa arată mâncarea noastră. Prânzul. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează concertul acesta și pe robii Tăi, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Mulțumim, Părinte, Doamne ajută! Și invitații pe care eu o să iau acum din zona asta. Așadar, primul invitat din zona Moldovei este un băiat pe care eu l-am întâlnit la România un Talent. Și eu am zis că aș vrea să vină cu mine să cânte la Bacău și-o fost și la Londra și-o fost și la Sala Palatului și aici cu noi în Germania. Am avut 15 ani, acum are 16. Mai crescut. Dar eu împreună cu orchestra fraților Adbachov susținem tinerele talente și ne bucurăm de fiecare dată când vedem tineri care își doresc să fie pe scenă. Așa că, dragilor, vă rog să-l aplaudați și să-l primiți cu iubire pe Olex Pânu din Chișinău! Cu ochii ca mărșelii, măi părea din maițele, cu
și mă cere, maica mea femeie rea. Vino, vino și mă ia și mă duc la casa ta și mă fămireasa ta. Să vă cânt vouă și în al doilea rând. Mulțumesc tuturor! Bravo! Succes în toată cariera ta să ai. Sunt pentru Oleg, da? Din Basarabia, da. Uite, Oleg, pentru tine să ai succes în viață, pentru mama ta, pentru sora ta, să-ți fie bine. Mulțumim din toată inima. Bravo! Mulțumesc. Salutare, dragii mei, bună seara, suntem după concert, am venit chiar acum să ne filmăm. Am primit chiar și un buchet de flori de la Lele, mulțumesc mult. Încă o dată mulțumesc, Andrei, pentru așa posibilitate care mi-a dat-o să cânt pe așa scene mari ale lumii. A fost ceva extraordinar. Ați văzut, cred că ați văzut. Nu știu, n-am cuvinte. A fost un concert extraordinar. Dragii mei, aici se încheie vlogul. Mulțumesc mult pentru toată urmărirea și vizionarea acestui videoclip. Și curând așteptați alte vloguri noi. Pa, pa!